În timp ce benzina se ieftinește, prețul motorinei crește din nou. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noile prețuri pentru carburanți. Astfel, mâine un litru de benzină va costa 25 lei și 81 de bani, cu 3 bani mai puțin, iar motorina se scumpește cu 37 de bani și se va vinde la pompă cu cel mult 27 de lei și 14 bani. Mai multe detalii la acest subiect are colegul meu, Vlad Dumitrașcu. Vlad, bună seara, te ascultăm. Bună seara, Victoria! Bună seara, doamnelor și domnilor! Potrivit Andrei, după o perioadă de ieftinire de circa 2 luni, în ultimele 2 săptămâni se atestă o creștere lentă a cotațiilor plați la carburanți, aceasta fiind mai pronunțată la motorină. Conform metodologiei actuale de calcul, prețurile maximale la produsele petroliere stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică urmează tendința cotațiilor la bursele internaționale, care reprezintă principala componentă ce influențează prețul. Specialiștii spun că printre cauzele de bază care au impact asupra prețurilor la produsele petroliere se numără reducerea considerabilă a stocurilor de motorină din Europa. În același timp, stocurile din alte regiuni sunt puternic epuizate, deoarece acestea nu se formează suficient de repede. Cât despre cotațiile internaționale la benzină, ele au fost mai puțin afectate, prețurile la pompă fiind ușor influențate doar de evoluția cursului valutar. Acestea sunt informațiile. La revedere! Vlad, îți mulțumesc!